Elevele profesorului Adrian Mihăile s-au deplasat vineri la Brașov pentru a participa la turneul 3 al campionatului național de volei Speranțe. Tot vineri au avut și primul meci cu CS Bravo Brașov, fiind învinse cu 3-0. Sâmbătă, sportivele de la CS Muscele au întâlnit alte două echipe care s-au dovedit a fi mai bine pregătite. Atât LPS Pitești, cât și CSS Sibiu au câștigat în fața echipei Câmpulungene cu 3-0. Cu siguranță, vârsta sportivelor legitimate la CS Muscele și-a spus cuvântul. Era greu de crezut că vor putea obține victoria în fața celor trei adversare. Însă aceste meciuri au rol atât de verificare cât și de pregătire pentru echipa musceleană. A fost ca o provocare pentru sportivele muscelene să întâlnească adversare mai mari decât ele. Săptămâna aceasta vor juca din nou, însă cu echipe din aceeași grupă.